Legacy de la Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, aici unde a început deja super spectacolul stelelor handbalului feminin românesc din urmă cu un deceniu, atunci când Olchim Râmnicu Vâlcea și rulmentul Urban Brașov dominau întrecerea internă. Multe jucătoare din generații, mai mult sau mai puțin apropiate, sunt prezente la această acțiune ce are un scop caritabil. În același timp, vom asista la meciul de retragere a multiplei campioane, Simona Gogârlă. Numărul biletelor vândute în campania Împreună pentru Aian s-a apropiat de 1000, motiv pentru care se poate spune că acțiunea pregătită de organizatorul Dragoș Muscalu și-a atins scopul. Cu siguranță că numărul spectatorilor prezenți la Sala Traian a fost mult mai mare și asta pentru că prima oră a show-ului din Polivalenta Vâlceană a fost rezervată copiilor. A venit și momentul mult așteptat, atunci când cele două echipe, Olchim Râmnicu Vâlcea, respectiv rulmentul Urban Brașov, au pătruns pe parchet în stil de mari campioane, titluri pe care ambele și le-au trecut în palmares. Cuplul de arbitri Constantin Din, Sorin Dinu avea să își aducă un aport substanțial la spectacolul oferit de stelele handbalului feminin prezente la acest eveniment. Scapă de adversar.
Renata, liniște, să nu ne vulgăm tactica de joc a fetelor de la Romelu Brașov, o încrucișare frumoasă, aruncă și marchează! A Marinei! Chiesul pentru locântă, divanare în centru, pleacă, apare în gol din extremă, Chiescu, o gândă, Amarei, super pasă pentru Crescu și gol! Ce frumos că vă place, da? Să vedem că nu trebuie să ne dăm și gol de treaba asta. Da! Mai important că se iubesc. S-a pornit Morișca și gol! Se reglează tactica în defensivă. Cherecheș, doi portari ajuns în extrema, Marie, lasă pentru aceeași Cherecheș. Pentru Montanu, din nou, extremul pe aceeași parte, pasă superbă și gol! Din Magdalena, ales cu mora! Marie amenință poarta, pasă pe asus, Arbitru, dau la un gurat, din cazul aruncare de la 7 metri. Doi portari.
spre finalul întâlnirii a venit și momentul în care jucătoarea Simona Gogârlă a predat ștafeta cui altcuiva decât fiicei sale Alicia Gogârlă. Așa cum era normal, cele două campioane au încheiat la egalitate 32-32. O seară frumoasă pentru dumneavoastră, ce ne puteți spune? Într-adevăr a fost o seară minunată, m-am bucurat foarte mult să văd atât de mulți suporteri, susținători și iubitori tineri ai acestui sport. Sper din tot sufletul ca Aian să se facă bine, să avem rezultate pozitive în ceea ce îl privește și sănătatea copilașului, pe care este cel mai important aspect, și faptul că am fost alături de Simona Gogârlă la ultimul meci al ei din carieră, o handbalistă de excepție, o handbalistă care a adus bucurii handbalului românesc și, bineînțeles, cea mai mare bucurie că ne-am întâlnit după foarte mult timp colegele care am jucat atât la Ultim cât și la Rudimentul Brașov împreună, și asta nu ne poate face decât să ne bucurăm și să bucurăm acești oameni minunați care au fost alături de noi. O seară superbă pentru dumneavoastră, ce ne puteți spune? Da, a fost ceva foarte bine organizat și vreau să o felici pe Simona Gogârlă și pe Dragoș Muscalu, care ei s-au ocupat foarte bine de acest spectacol minunat, și sperăm pe viitor să mai participăm la un asemenea spectacol. O seară deosebit de frumoasă, ce ne puteți spune? Da, într-adevăr, este o seară foarte minunată. Mulțumim pe această cale Simonei Gogârlă pentru invitația făcută, dar nu în ultimul rând pentru acel sufletel micuț pe nume Aian, care din fericire pentru noi am avut deosebită plăcere să venim să participăm la acest eveniment caritabil și să-i dăm o nouă șansă la viață, pentru că are viața înainte, și am venit cu mare drag și mare plăcere să susținem aceste două evenimente și mulțumim fetelor care au fost prezente, dar nu în ultimul rând și acestui public minunat care într-adevăr a venit să vadă un spectacol handbalistic. O seară frumoasă, ce ne puteți spune? O seară frumoasă, o seară emoționantă, sincer, am avut niște emoții. Îmi spuneau fetele, oprește-te că totul o să fie bine, pentru că mi-am dorit ca totul să fie bine, lumea să simtă bine, să savureze acest moment așa cum am făcut-o noi, și a fost un lucru extraordinar. Le mulțumesc din suflet că au fost atât de mulți astăzi la meci, chiar nu mă așteptam. Să le spun doar mulțumesc, poate e prea puțin, dar nu știu ce aș putea să fac decât din tot sufletul meu că a fost să alăture de noi, să le mulțumesc domnului Gavlescu și domnului primar și domnului Robu, cei care au fost alături de noi astăzi, arbitrilor care din București, care au venit special să arbitreze acest meci, și tuturor sponsorilor care ne-au ajutat să reușim să facem acest eveniment așa cum ne-am dorit. Bun final reportajului nostru de la Sala Traian pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.